și s-a mișcat înainte de bază de la PLP. S-ar putea să avem aici o situație. Da, să mă... Cele patru prezidențe care merg la Iași sunt... Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara are valoare. În această seară avem alături de noi în studio doi copii care au venit tocmai de la Hațec, doi adolescenți, doi tineri, aș putea să spun, de la echipa de robotică a Liceului Teoretic I.C. Brătianu din Hațec, care se numește Afton Robotics. Bine ați venit, dragilor! Bine v-am găsit! Ne bucurăm că v-ați făcut timp să veniți, mai ales că am povestit puțin cu Andrei înainte și mi-a zis că va urma competiția cât de curând. Sunteți în febra pregătirilor, pentru că telespectatorii poate că au văzut deja cealaltă emisiune cu domnul profesor, unul dintre coordonatorii voștri, și am aflat că ați reușit performanța ca doar în câteva luni de la înființare să reușiți să ajungeți la etapa națională a competiției FTC, First Tech Challenge. Haideți să pornim un pic de la început. Cum ați ajuns voi pasionați de robotică? Care dintre voi vrea să înceapă? Păi, Andrei. Eu am fost pasionat de programare de când eram mic, din clasa 3-a, îmi plăcea programarea, îmi plăcea partea de calculatoare și când am aflat că se înființează echipă de robotică la noi în liceu, am zis că vreau să fac parte, să învăț mai multe. Asta s-a întâmplat în toamnă, practic, da. Anul acesta. Nu ați avut până acum o echipă de robotică și tocmai asta e extraordinar, că doar în câteva luni v-ați mișcat extraordinar de bine și sub coordonarea domnilor profesori. Și haideți să spunem cine se ocupă de voi. Domnul Marius Muntean și domnul Nicolae Sântimbrean. Așa, doi coordonatori aveți, domnul Marius Muntean, profesor de fizică la liceu, da. Și domnul Sântimbrean, tocmai ce a fost la noi în emisiunea de săptămâna trecută, telespectatorii au avut ocazia să-l cunoască. Voi la ce specializări sunteți? Mate Info sau ceva de genul? Amândoi, da, la Mate Info. Amândoi la Mate Info, bine. Dragilor, hai să vedem, Alexia, poate-mi spui tu, de unde numele acesta de Afton Robotics? Păi, în principal, când noi am început ideea asta de echipă de robotică, liderii noștri sau fondatorii, care s-au ținut de profesori foarte mult să se înființeze echipa, Marco și Victor, se gândeau la un nume și cum majoritatea echipelor de robotică au o tematică după ceva din deja popular, cum ar fi Star Wars sau Adventure Time, care e un desen animat, băieții s-au gândit că trebuie să facem și noi ceva de genul. Și Marco, fiind foarte creativ, el așa s-a gândit, hai să facem după seria de jocuri Five Nights at Freddy's, în care se află, de fapt, compania asta Afton Robotics. Aha, am înțeles. Deci este o companie care produce roboți, ceva de genul ăsta? Un fel de animatronici în care tu poți să stai în costum, să-i conduci și, la rândul lor, poți să meargă și fără un om înăuntru. Și aveau ca un fel de pizzerie cu animatronici pentru copii. Bun, uite, asta nu mă pricep deloc, n-am mai urmărit așa ceva în ultima vreme, fără îndoială că voi sunteți pasionați și foarte bine că sunteți, pentru că mă gândesc că în viitor tot mai mult din munca noastră va fi făcută de roboți. Este evident. Pe de o parte, ceea ce înseamnă munca noastră de rutină, mișcările repetitive din fabrici și așa mai departe, pe care este evident mult mai ușor să le facă un robot și de ce să stăm noi să legăm niște fire sau să înșurubăm sau să facem diferite mișcări iar și iar 8 ore în șir, să mai stai și în picioare, lucrurile astea poate fi făcut de un robot. Aș vrea să vă întreb, cum vedeți viitorul? Pentru că acum eu am câțiva ani în plus trăiți față de voi și văd cât de repede, totuși, la nivel istoric, să zicem, s-au mișcat lucrurile și s-a dezvoltat tehnologia. Cum vedeți, să zic, societatea peste 10, 20, 30 de ani? Ce muncă credeți că va fi făcută de roboți, Andrei? Ce zici? Păi, munca din fabrici va fi înlocuită cu roboți. Tot mai mult. Probabil și muncile de bază, cum ar fi curățenia, va fi făcută de roboți special construiți pentru așa ceva. Poate și în agricultură, și de ce agricultură, nu totul, da, automatizat, tot tractoare, combine și așa mai se departe. Se tot construiesc mașini care pot să se conducă singure, probabil și
jobul de șofer exact. Va fi înlocuit. Va dispărea. Da? Da. Dar ce nu cred că va fi înlocuit partea de programare, pentru că cineva trebuie să-i creeze. Multă lume spune că inteligența artificială ar putea să înlocuiască, doar chiar că... Chiar și partea de programare. Da. Doar că aceasta nu poate fi înlocuită din punct de vedere în care noi o facem și pe aceea. Deocamdată, cel puțin, într-adevăr, nu poate fi înlocuită, dar am văzut și, uite, povesteam cu domnul Mircea Nistor și am înțeles că elevi din echipa dumnealui de la Hunedoara, de la liceul teoretic, v-au și ajutat acum la început, în primele luni, și povesteam cu dumnealui și spunea că sunt deja diferiți roboți care cărora le-au fost în fine, furnizate informații și au fost făcute setările în așa fel încât ei folosesc acele informații să învețe, să facă diferite conexiuni, legături și încep efectiv, la fel cum un copil învață și descoperă lumea, la fel și un roboțel o să fie capabil de tot mai multe lucruri în viitor. Bine, haideți să vedem un pic cât de greu a fost, Alexia, la început, până v-ați organizat, am înțeles că ați avut un kit. Povestiți-ne un pic, kitul ăsta a trebuit să-l respectați întocmai sau ați mai putut adăuga și voi alte piese? Practic, când începi să concurezi pentru FTC, ei îți trimit un kit de robotică și noi, când am început echipa noastră, eram foarte stresați când primim kitul, dacă ajunge kitul până la competiții, să putem participa și noi la meeting-ul, la demo-uri, nu mai ajunge kitul, ce ne face, de unde luăm piese? Am contactat echipe, ne-au ajutat foarte mult Robotics și Raventech și eram foarte stresați, a fost așa un început destul de stresant pentru noi, nu știam ce să facem, cum să începem. Și partea asta de caiet, noi nu știam ce e un caiet tehnic deloc când am început competiția. Și cu kit-ul nu știu exact cum funcționează așa de mult, pentru că asta nu ține de partea mea, dar cred că poți să pui și piese din afară. Principal e ca un fel de starter pack. Am înțeles, da, într-adevăr așa ne spunea și domnul profesor data trecută, că erau piesele de bază, să spunem așa, pe înțelesul tuturor, la care ați mai adăugat și voi câte ceva. Să le spun telespectatorilor, Alexia, că tu ești responsabilă departamentului de design și PR. Așa, cu tine chiar am vorbit prima oară când îl căutam pe domnul Sfântin Brand după reușita voastră. Au fost mai multe faze și spunea domnul profesor că voi ați reușit să câștigați tot mai multe etape, să zicem, cumva, în cadrul fiecăreia dintre aceste faze la care ați participat. Povestiți-ne un pic cum a fost asta. Păi, în primul rând, robotul a tot primit piese în plus, am îmbunătățit anumite componente care erau foarte fragile sau erau cu risc mare de eroare. Spre exemplu, cum ridicam noi obiectele de pe sol, era o cutie făcută dintr-o cutie de mâncare pe care a trebuit să o înlocuim, deoarece era foarte ușor să o spargem lovind-o de alți roboți. Era ca un fel de cupă, practic, da, nu? Și trebuia să ridice niște bile, niște discuri. Niște discuri. Niște hexagoane. Așa. Da, da, da. Multe piese au fost și împrumutate, așa cum am spus. Am împrumutat nu numai de la Robotics și Raventech, dar și de la Alphabit. Și ei au sărit cu ajutor și ne-au oferit niște motoare. Alphabit de unde sunt? Din Petroșani. Uh-huh. Așa. Și toate echipele ne-au ajutat să facem ceea ce am construit. Ce am reușit să realizăm. Uh-huh. Dar... Multe piese iar le-am printat. Avem acum cutia care era de mâncare, este o cutie printată la imprimantă 3D. Oh, aveți o imprimantă 3D la liceu, ăsta e un mare câștig. A cumpărat-o unul dintre domnii profesori sau face parte din dotările? Am primit o donație. Una din ele și aia a fost cumpărată mai recent și una mai veche pe care o aveau cei de la liceu. Exista deja. Da. O, ce bine că aveți, pentru că cu imprimanta 3D practic puteți face rost de orice fel de piese aveți nevoie. Până la urmă puteți printa ce vreți voi. Alexia, uite, apropo de faptul că acum pentru început v-au ajutat diferite alte echipe care, dacă stăm să ne gândim, sunt adversarii voștri în concurs, nu-i așa? Ce părere ai de lucrul ăsta? E tare frumos că s-a întâmplat asta și ei puteau să zică de ce să-i ajutăm, că s-ar putea să ne învingă. Și ați și reușit să faceți asta la una dintre întreceri, dintre competiții. Cum vă raportați la lucrul ăsta? Faptul că, uite, echipele își dau ajutor, chiar dacă ulterior, ajutând o altă echipă, riști să ai tu de pierdut. Păi, în principal, deja ideea de FTC are deja sloganul ăsta Gracious Professionalism. Adică să fim toți prietenoși, atât timp cât concurăm, cât și să fim prieteni și să concurăm unii contra celorlalți. Și atunci, de fapt, când mergi la competiție și participi,
Cel mai fain lucru pentru mine a fost că mă duc, iau stickere, fiecare echipă are câte un sticker sau ceva merchandise pentru echipa lor și toată lumea e atât de fericită să-ți dea, au joculețe ca să le câștigi. Când am fost acum la regională, m-am prietenit foarte mult cu o echipă din Arad, Wire Knights, am stat mult la standul lor, am făcut puzzle-uri, a fost foarte amuzant, adică noi, chiar dacă concurăm unii contra celorlalți, tot strigam pentru... Toți suntem prieteni, într-un fel sau altul. Adică am concurat contra o echipă, într-o alianță și după am fost împreună cu ei în alianță și nu s-a simțit niciun, să zic așa, o tensiune între noi. Chiar suntem mai buni prieteni. Da, uite, un lucru minunat și faptul că aceste concursuri încurajează colaborarea și cooperarea între, odată între membrii propriei echipe, nu-i așa că și acolo până se sudează echipa, poate că mai sunt și ciocniri sau eu știu, unul lucrează mai mult, altul mai puțin, unul vrea să facă mai mult sau vrea mai multă vizibilitate. Altul poate vrea și el sau poate nu vrea să apară în fața camerelor, de exemplu, sau eu știu, în diferite situații. Dar pe lângă asta, uite, și colaborarea între echipe din școli diferite, din județe diferite, poate, și mă gândesc că lucrul ăsta este atât de important în condițiile în care, dacă ne gândim la proiecte mari ale umanității și ce a reușit umanitatea să facă de-a lungul timpului, cred că dacă e să ne uităm așa în urmă, am reușit să construim lucruri mărețe doar atunci când am colaborat. Și aș vrea să vă întreb din punctul ăsta de vedere cum vă raportați și cum percepeți felul ăsta în care se predă pe de o parte, deși poate că încearcă profesorii să mai lucreze și în perechi, în grupuri și așa mai departe, dar totuși cel puțin examenele sunt exclusiv individuale, nu vor fi examene pe echipă, eu știu, deși ulterior în viață vom face parte dintr-un birou, dintr-o echipă care va face și va duce la îndeplinire o anumită sarcină. Cu toate astea, toate examenele pe care noi le susținem, examenele mai importante, eu știu, de sfârșit de clasa 8-a, de bacalaureat, la absolvirea liceului ulterior în facultate, prea puține sunt proiecte în care este notată munca echipei și în care să conteze și colaborarea. Cum vă raportați la lucrul ăsta, la faptul că până la un anumit punct, cel puțin poate până la nivel universitar, dar și după aceea se întâmplă în multe situații, este evaluată evaluat elevul sau studentul individual și nu văzut într-o echipă din care ulterior în viață el totuși va face parte și va fi muncă de echipă. Orice va face în viață. Acum suntem în creștere și de multe ori noi, dacă lucrăm în echipă, unii poate nu vor să facă nimic și tot primesc punctajul pe munca celorlalți sau... A simțit asta? Sau... alții lucrează prea mult și restul nu mai au ce să facă pentru că vor mai mult, mult pentru ei. Dar odată ce crești, realizezi anumite lucruri despre cum ar trebui să lucrezi, că tu ai partea ta, dar și cel de lângă tine are ceva de lucru și nu trebuie să furi din ce are el de lucru. Că până la urmă suntem o echipă și trebuie să lucrăm toți spre același scop. Și nu se referă numai la echipe, și aici în FTC, cei de la Robotics ne-au ajutat și cu programul. Ei ne-au ajutat, eu fiind programator nou pe partea de roboți, n-am știut nimic despre ce se întâmplă, dar am învățat cu ajutorul celuilalt programator, Victor Lupulescu, sau cu ajutorul lui Alex Budiu, programatorul de la Robotics. Așa. Ei m-au ajutat mult să evoluez, fără să le fur din scor, din punctaj, din credit. Ah, ce frumos! Da, Alex Budiul, uite că povesteam de el înainte, Alex Budiul, fratele lui Cristi Budiul, dacă bine mi-amintesc înainte, și domnul profesor, tatăl lor, se ocupă de echipa de la Hunedoara. Cât de frumos că v-au ajutat. Alex, cum te raportezi la toată situația asta și la faptul că acum, voi în ce clasă sunteți, dragilor, că nu v-am întrebat asta? Eu în clasa 9-a, dar ce am a 10-a, deci a 9-a și a 10-a, la început și voi de liceu. Da, sigur, mai învățați lucruri pe parcurs. Cum te raportezi, Alexia, la faptul că, uite, iată, de această dată, într-un proiect important, nu mai este evaluată munca individuală și rezultatele individuale, ci rezultatul unei întregi echipe? Păi, sunt atât de multe lucruri care trebuie să le faci într-o echipă de robotică. Și dacă ar fi să lucrezi doar un singur om, ar fi foarte greu să treacă prin toate problemele astea. De asta avem și departamente, avem software și hardware. Dacă am stat toți să lucrăm la același lucru, nu cred că ar funcționa la fel de bine ca atunci când avem fiecare partea noastră pe care o lucrăm și după, la final, le punem toate împreună și discutăm ideile, asta e ceva bun,
o continuăm așa, o punem în caiet așa, sau uite aici e o problemă și o să o rezolvăm împreună, vedem care se descurcă cel mai bine pe partea lui. Și atunci, cred că cel mai bine e să ai un echilibru. În acești timp, da, suntem punctați ca echipă. Dar de asta sunt și premii pe caiet și premii pe partea de robot și poți să primești punctaje doar, cum am ajuns noi la națională, doar pe partea de robot și cum se descurcă el pe teren. Am înțeles, bun. Da, uite, știi, în timp ce tu povesteai, mă gândeam la echipele acelea mari care, de exemplu, participă la lansarea unei rachete. Ați văzut și voi că e multă lume acolo, zeci, poate sute de oameni implicați, dacă nu și mai mult. Și vedem acolo la panourile acelea de comandă că sunt împreună și se uită să vadă dacă au reușit. E atât de multă muncă de echipă și cred că este un lucru tare bun că ați ajuns să interacționați, să colaborați în felul ăsta. Lucrurile sunt interactive și în competiție, din ce am înțeles. Și spuneți-mi un pic, pomeneai de, asta este ultima etapă la Arad, dar înainte să ajungeți la Arad, de unde ați început? Care a fost prima participare, practic, la acest concurs? Care a fost prima etapă, prima fază? Prima participare a fost la Vulcan, la un demo creat de cei de la Alphabit. Deci doar un demo atunci. Da. Așa. Pentru a ajunge la regională, trebuie să jucăm 18 meciuri minim, iar în fiecare demo se joacă câte 6. Deci trebuie să participăm la 3 din acestea înainte să ajungem la regională. Așa, și la primul, la Vulcan, câte ați câștigat? 3 din câte ținite. 3, așa. După aceea zicea domnul 3, 4, 5 și acum am zis urmează 6 să câștigați. Este posibil 6. Având în vedere de echipele de care concurăm, cel mai probabil nu, dar noi sperăm la un 4 din 6, 3 din 6 pe acolo. Asta spuneți asta nu pentru că nu ar avea echipa voastră valoare, dimpotrivă, poate te gândești la faptul că sunteți mai noi, nu-i așa? Mai... care este acum principala voastră provocare, să zicem? Caietul acela, jurnalul? Cum se numește, de fapt, caietul? Avem două caiete acum, portofoliu și caietul mare, cum zicem noi, jurnalul. Primul cel mai mare problem care acum o avem, pe lângă ce se mai întâmplă cu robotul, sunt caietele. Așa. Pentru că noi am început, am început fără să știm ce înseamnă un caiet. Așa. Și l-am făcut după cum ne-am gândit noi. La regională am avut ajutor, m-am uitat și prin caiete de la echipe care m-au lăsat. De pildă am Harambe Cartel, tot așa o echipă din Arad, de la Moise Nicoară, mi-au arătat caietele lor, cât am fost ei la stand și verișorul meu a fost în echipa lor și mi-a explicat cum făceau ei caietele. Avem exemple de la Alphabit, de exemplu, și atunci am realizat cum se face, de fapt, un caiet și acum suntem în punctul în care încercăm să-l dezvoltăm după model și după cum se punctează, de fapt, în competiție, pentru că e foarte, foarte dificil. Trebuie ce presupune caietul acesta, de fapt? Trebuie să punctezi partea de echipă și introducerea, cine suntem noi, povestea noastră, ce este pentru noi gracious professionalism, cum ne dezvoltăm noi pe parcurs, care este misiunea, viziunea echipei, obiective de viitor și după partea tehnică care ține de cum am dezvoltat noi robotul și cum s-a pus fiecare piesă cu piesă. Trebuie să explici ce face brațul, ce probleme a avut brațul, cum s-a rezolvat problema cu brațul. Trebuie toate lucrurile astea scrise și explicate. De mână totul sau puteți scrie la calculator? Se poate și pe calculator, cred că și de mână, dar majoritatea le facem digitale. Vă este mai ușor acum să scrieți la calculator decât de mână, Alexia? Da, mai ușor. Așa fiecare scrie partea lui și după le luăm și le punem într-un același document. Da, și faceți o compilație din ele. Foarte interesant. Vreau să vă mai întreb un lucru. V-au împins și părinții voștri să mergeți să faceți parte din echipa asta de robotică sau a fost pur și simplu doar dorința voastră? Păi, la mine cel puțin mama mă susține în tot ce fac și la fel și tata. Are vreo legătură mama cu robotica într-un fel sau altul sau nu? Nu. Ce profesie face mama? Amândoi sunt de profesie ingineri în industria alimentară. E, oricum, ingineri, na, cât de cât are o legătură, o legătură mică. Oarecum. Și ei mă susțin în tot ce fac. Eu am aflat de echipa de robotică și... M-am înscris și doar le-am spus, vedeți că m-am băgat la robotică. Dar te pricepeai la programare la momentul am acela? Am mai făcut programe în alte limbaje, că aici lucrăm într-un limbaj numit Java. Cum se numește? În Java. Și unde lucram eu era Python. Era aproximativ același lucru din punct de vedere de logică, doar că sintaxa era alta și trebuia să o învăț.
Așa, iar Python, cum ai învățat să programezi cu această... Păi, am făcut ceva cursuri, m-am uitat pe internet și... Deci nu la școală, încercând. În gimnaziu, practic, tu acum ești, nu, în clasa 9, n-ai studiat asta la școală, ci, nu, ai vrut tu să înveți, da, în plus, că te-a apasionat. Bun. Și în cazul tău, Alexia? Ai mei, nici nu știu că am intrat în echipa de robotică. Am venit odată acasă, zic, ok, ceau, mama, am fost la robotică. Unde ai fost? La robotică. Și nu m-am mai pus întrebări, am explicat cum funcționează și de atunci mă susține și ea cu tot ce poate și la fel și tata. Și cred că sunt destul de mândri pentru că am ajuns la națională. Sigur. Venise bunica acasă într-o zi și a aflat că am ajuns la națională și se uită așa cu un zâmbet mare pe buze și îmi spune: orice faci, tu reușești să-l faci atât de bine încât treci la toate etapele următoare. Și m-am simțit atât de mândră din cauza asta. Da, te iubește bunica, este clar, și da, se și mândrește cu tine și cred că are și de ce. Voi nu doar la acest concurs reușiți să luați note bune, nu-i așa? Sunteți printre cei mai buni de la voi din clasă? Eram în 5-8, așa. Deocamdată nu mai sunt în primii. Sunt pe acolo, printre primii, doar că am scăzut mult din partea aceasta, că e relaxarea pe care, e relaxarea pe care o iei după ce ai trecut de examenul. A, și un pic acum după competiție s-a simțit. Da, s-a simțit. E, dar asta este doar acum, de moment, că ți revii, da, tu, sunt sigură, nu-i așa? Bine. E, și oricum, uite, acum, până la urmă, nu poți să faci, cred, performanță chiar la toate disciplinele. Dar materiile tale preferate, Andrei, care sunt? Probabil fizica. Așa. Mare parte matematica și informatică. De asta și sunteți la specializarea asta, iar în cazul tău, Alexia? La mine e un pic diferit. Așa. Că până să intru la liceu, a fost matematica, zice, materia mea preferată. Și când am ajuns la MateInfo, chiar dacă nu e neapărat sunt materiile dedicate profilului, am început să iubesc partea asta de biologie și chimie. Uh-huh. Și m-am gândit să urmez și o carieră în medicină. Și practic asta e ce mă pasionează foarte mult și de ce am vrut să intru și în grupul în echipa de robotică. Pentru că așa mă pot familiariza cu... eu cred că cel puțin roboții o să fie ceva de viitor, mai ales în medicină. Și atunci, uh-huh, pentru mine a fost ca un fel de drum. Sigur, am văzut deja roboți care fac diferite intervenții, să zicem, deocamdată poate minimale. Crezi că într-o zi am putea să ne dăm pe mâna roboților și să avem mai multă siguranță decât poate pe mâna unui chirurg uman, să spunem, a unui om? Ce părere ai? Cum crezi că vor evolua lucrurile? Și cât ar dura până când poate vom ajunge la un medic de specialitate care să nu fie un om, ci un roboțel sau, în fine, care să aibă un scanner să detecteze problema pe care o avem și un alt roboțel, de ce nu, să performeze asupra noastră o intervenție necesară de oricare tip ar fi ea. Ce zici? Cum vezi lucrurile? Eu imaginez mai mult o fi un robot ca un fel care nu face ceva individual, dar este controlat de un medic de undeva de mai de la distanță. Pentru că, într-adevăr, când vine vorba de chirurgie, noi tindem să tremurăm mâna, să avem emoții, poate nu tăiem unde trebuie și atunci un robot care are brațul deja făcut special pentru treaba asta nu o să aibă dificultăți în a sta drept. Și atunci cred că mai mult o să fie ajutat, nu neapărat să ocupe locul unui doctor. Ci doar să îl asiste, să spunem, un fel de asistent așa pentru medicină. Cred că în următorii ani oricum vom vedea roboței tot mai mult, dar aș vrea să vă întreb în privința temerii care a apărut în ultima vreme, că uite, inteligența artificială începe să învețe și să, până la urmă există, da, ați văzut și voi, sunt convinsă, temerile acestea că ar putea la un moment dat să se întoarcă împotriva noastră. Poate chiar, de ce nu, să ne consideră niște consumatori, poluatori. Văzusem undeva o caricatură în care oamenii erau descriși ca niște paraziți ai planetei și să nu ne considere așa la un moment dat inteligența artificială, să zică, mă, ăștia sunt niște sunt niște ființe, nu știu, vedeți, au loc și războaiele, în loc să găsim, uite, apropo de asta, soluții pentru a colabora, așa cum faceți voi în cadrul echipelor, pentru a eradica tot felul de boli, boli de care suferă de multe ori persoane absolut nevinovate, cum sunt copii foarte mici. În loc să căutăm, nu știu, tratamente pentru cancer și pentru tot felul de alte, că e o suită întreagă de afecțiuni,
noi încă nu am învățat cumva nimic din toată istoria umanității și continuăm să ne dăm în cap cu bombe, să construim arme și așa mai departe. Și m-am gândit că roboții ar putea într-o zi să zică că astea sunt niște făpturi cam primitive, mari consumatori, poluatori, nu prea fac bine pământului, hai să exterminăm. Ce părere aveți de scenariul ăsta? Păi, inteligența artificială e făcută să învețe din ceea ce face cel din fața lui, în acest exemplu oamenii. Așa că dacă oamenii ar învăța să se poarte bine sau ar putea să influențeze robotul într-un fel pozitiv, nu ar ajunge la așa ceva, doar că în cazul în care ajunge pe mâinile cui nu trebuie sau accesează resurse care nu ar trebui să le acceseze un robot... Riscurile există, poate, totuși, da. Nu-i așa? Există riscuri reale. Apropo de lucrul ăsta, cum vă raportați? Uite că voi vorbeați de colaborare și ați fost bucuroși că v-au ajutat colegii voștri. Cum vă raportați la faptul că, uite exact ce spuneam, în loc să colaborăm pe toate palierele vieții noastre, să nu mai există războaie, să nu mai există, nu știu, industrie de armament, spre exemplu, și nici războaie, că avem atâtea probleme de rezolvat pe planeta asta, în loc să ne ucidem unul pe altul, să ne dăm unul altuia în cap, să găsim soluții de colaborare. Ce părere ai legat de treaba asta, Alexia? Cred că fiecare țară e foarte patriotistă și vrea să fie cea mai bună. Tot timpul ideea asta că vrem mai mult. Dar și voi vreți să fiți cei mai buni, fiecare echipă, și cu toate astea vă ajutați. Niciodată nu v-ați, n-au fost cazuri de agresiuni între voi și așa mai departe, nu? Probabil e și problema asta de cultură, care e diferită între fiecare țară și modul în care comunică. Adică ce faci, un lucru care pentru noi în România ar fi considerat urât să-l faci pe stradă, de pildă când mesteci foarte puternic atunci când mănânci. În Asia, de exemplu, este un lucru bun și un semn că îți place mâncarea. Și atunci, pentru că sunt diferențe astea foarte mari de cultură, probabil că ești și foarte greu să se înțeleagă. Bine, peste aceste diferențe, până la urmă, cred că am putea trece, cred că mai degrabă este lăcomia și răutatea oamenilor. Și da, pe mâna lor ne este, cred, teamă, nu-i așa să ajungă roboței care ar putea să pornească o apocalipsă, așa cum am văzut acum, cum vedeam, uite, acum 20-30 de ani în filme și ni se părea că viitorul ăla este foarte departe. Nu mai este chiar atât de departe un asemenea risc, dar să sperăm că nu se va întâmpla asta. Povestiți-ne un pic despre echipa voastră. Voi doi sunteți aici, dar nu sunteți doar voi doi în echipă. Câți membri are Afton Robotics, dragilor? În momentul de față avem 14 membri, din câte știu eu, iar fiecare are rolul lui separat. Așa, spunea domnul profesor Sântimbrean că undeva cam 6 copii e nucleul... Da. Echipei, cei care 6-8 copii, care 6-8 elevi care lucrați intens la, da, la roboțel, poate din clasele mai mari, de la gimnaziu, sunt și colegi de la gimnaziu în echipa voastră. Nu. Doar de a 9-a și de a 10-a. Deci doar clasele de a 9-a și first, de a 10-a. La First Tech Challenge se pot participa doar clasele de liceu 9-12. Există o competiție tot de la First pentru copiii de gimnaziu. Așa. Numai că și acolo trebuie o echipă, un coordonator, un mentor, piese. Da, deocamdată școala voastră, liceul teoretic Chice Brătianu, are și o echipă la gimnaziu sau pe moment doar voi la liceu? Pe moment suntem doar noi, doar că între cei doi mentori a fost o discuție tot cu noi. Dacă să facem sau nu și o echipă de gimnaziu. Probabil că va urma și asta. Da. Știți de ce vă spun asta? Pentru că am văzut, de exemplu, la Traian Lalescu, ei având deja mulți ani în spate de experiență, domnul Mircea Nisor cumva s-a preocupat tot timpul pentru că, iată, voi sunteți între 9-a, 10-a, mai iau 11, după aceea probabil veți începe să vă pregătiți pentru bacalaureat, timpul zboară, veți vedea foarte repede și va fi nevoie de alți copii care să știe ce au de făcut și atunci trebuie cumva pregătite toate lucrurile din timp. Deci cred că o să aveți până la urmă, nu-i așa, și o echipă de gimnaziu. Mai ales că probabil, da, deja a existat discuția asta. Bine, ați spus că prima întâlnire a voastră cu celelalte echipe a fost la Vulcan. Ulterior unde, Alexia? Cred că la Hunedoara sau la Deva. La Hunedoara. Așa. Da, la Hunedoara. Acolo ce ați făcut? Cum a fost? Nu știu să zic sigur. N-am fost la acea competiție. Atunci, la Hunedoara aveam probleme cu robotul pentru că
partea de autonomie nu era făcută, nu mergea cum trebuie robotul. Uh-huh. Dar am reușit să câștigăm 4 meciuri din 5, din câte știu, din 6. Din 6, așa știu da. Și eu, da. 6. Din câte știu și... A fost bine, a fost una peste bine. Alta. Așa, deci Vulcan, Hunedoara, după aceea unde ați mers? La Deva. La Deva ce s-a întâmplat? La Deva 5 din 6. A, așa. Uh-huh. Și la Arad? A fost un meci care... Da. Mie cel puțin mi s-a părut impresionant. La Deva? Da. De ce? Păi că tot spuneam de partea de competiție. Așa. Ne-am ajutat reciproc cu Robotix-ul și cu alte echipe. Ei ne-au ajutat pe noi mai mult cu piese, doar că am fost și noi într-un meci în care am ajutat mult echipele. Deci nu există doar cale de... Noi să fim ajutați, am ajutat și noi echipa. Ajutorul este reciproc. Da. Țin minte că a fost, cred că WizTech, o echipă de la Timișoara. Uh-huh. Am fost în meci cu ei, nu mai țin minte sigur. În alianță sau erau adversari? În alianță. În care nu țin minte sigur, dar parcă l-am câștigat. Așa. Și i-am ajutat și pe ei, ne-am ajutat și noi să creștem în... Cam câți tineri, așa ca voi, câți adolescenți participă la o asemenea competiție, dragilor? Câți ați fost acolo? Câteva zeci, sute? Mai mult de 100? Mult mai mult de 100. Mai mult, 200 să fi fost. Probabil 200, spre 250. 200, cam așa, destul de mulți, da. Deci înseamnă că este aproape o mișcare, nu-i așa, da. Interesul ăsta pentru robotică. Cum ați percepe voi o eventuală introducere a unui curs, a unei discipline, da? Deci studierea roboticii chiar să fie parte din programa școlară, să zicem. Cum percepeți lucrul ăsta? Ar fi un lucru bun? Ce ziceți? Credeți că ar fi interesați toți colegii sau acolo la voi este mai degrabă așa o mână de copii, un nucleu deocamdată? Alexia, ce zici? Deocamdată mentorii noștri știu că au zis că și-ar dori să adăugăm robotica ca un opțional în orar. La început, într-adevăr, toată lumea era foarte reticentă, nu se gândea că o echipă de robotică o să ajungă la națională. Mai și făceau așa haz de numele nostru de Afton Robotics, că e după un joc. Nu, nu ne-am luat atât de mult în serios și acum că le-am dovedit cât de capabili suntem și ce putem să facem, interesul a crescut foarte mult la noi. Și aprecierea pentru voi, nu? Vin copii în laborator, ne mai arătăm cum funcționează robotul, să-l conducă ei de cât de cât singur. Pe teren le explicăm cum merge competiția. La ora, după ce am venit de la regională, la ora de română, chiar am pus concursul, competiția la care am fost noi, cel mai bun meci, l-am pus pe tablă și l-am explicat, pe tablă interactiv, l-am explicat cum funcționează meciul și cum am câștigat și ne vedeam pe noi în tribune și atunci cred că a fost și un moment de realizare pentru ceilalți elevi și colegi că, până la urmă, robotica e ceva serios. Ceva serios, ceva de viitor. Sunteți la clase diferite. Diriginții voștri ce specializări au? Ce materii predau? Doamna mea dirigintă este doamna Alina Stoica. Este profesoară de matematică. Așa, deci merge bine matematica și robotica, da? Și în cazul tău, Alexia? Doamna mea dirigintă, Maria Bolsin, este profesoară de informatică. Deci mate și info, e clar, da. E bine așa, da? A mai fost nevoie din când în când să și lipsiți de la anumite ore ca să stați să lucrați la robot? Vă întreb, pentru că știu că la Hunedoara uneori copiii care lucrau acolo, elevii, rămâneau până seara târziu și la 10 și la 11 noaptea, din pasiune, că nu-i ținea nimeni cu forța acolo. În cazul vostru, cum s-a întâmplat, Andrei? Și la noi, tot așa, am lipsit de la anumite ore. Nu din principal că am vrut, dar din necesitate, pentru că trebuia să lucrăm. Timpul era scurt, nu? Da. În noiembrie ați început, dragilor, nu-i așa? Da. În noiembrie aveți câteva luni. Noiembrie, decembrie, ianuarie și februarie, dar deja erați în competiții la momentul acela. Din momentul când ați început și până la prima competiție, cât a durat, practic, până la Vulcan, acolo, la jocurile acelea demonstrative? Păi, Vulcanul a fost în 6 ianuarie. Deci două luni, și noi în noiembrie. În noiembrie ați început. Deci tot robotul a fost. Kitul acesta, de unde îl primiți, de fapt? Este primit cumva de la nivel național? Știu că această competiție FTC, deci Force Tech Challenge, este organizat de Nație pentru Educație, nu-i așa? Și kitul este primit cumva la nivel național, pentru că știu că după aceea mai este și o fază, o etapă mondială, nu? Internațională. Da. Sau sunt kituri
unice la nivel mondial în toată lumea. Cum se întâmplă lucrurile? Păi fiecare țară, prin ONG-ul prin care lucrează, la noi Nații prin Educație, așa, oferă niște kituri pe anumite țări, oferă kituri mai valoroase, altele nu, doar că până la urmă tot un kit asemănător este, indiferent de țară, da, și cu care noi trebuie să lucrăm, să facem ceva din el. Bun, și echipa care merge, de exemplu, la faza internațională, la mondială, să zicem, va merge cu același kit pe care l-a folosit în România? Sau va merge, da, cu același, doar că va fi cumva îmbunătățit și așa mai departe? Păi... Sau la nivel mondial, FTC, ajungi la faza aceasta de mondial, se oferă echipelor participante un alt kit diferit de cel național? Ce știți în privința asta? Știu că odată ce ne-am fondat echipa, am primit un kit pe care... E unic. E de bază, practic. Cu ăla mergeți. De acolo trebuie să ne descurcăm, să găsim sponsor, să ne descurcăm cu ce resurse avem, să cumpărăm alte piese dacă se strică. Nu se mai oferă nimeni să ajute, din punct de vedere să ne ofere permanent piese. Putem împrumuta, că așa am reușit, am împrumutat piese, doar că nu ne mai dă nimeni, nici First, nici Nații prin Educație, altele. Am înțeles. Alte piese în plus. Bun, ne apropiem de final, ne spun colegii. Mai avem un pic de timp, dar câteva minute doar, nu prea multe. Ajutați-ne un pic să înțelegem. Ce face, de fapt, roboțelul ăsta al vostru, al echipei Afton Robotics? Sau Afton Robotic? Robotic, așa este, da? Cu Robotics. Atunci pe... Robotics? Da. Pe Facebook e un pic o problemă. Am găsit două variante. Și Robotics și Robotic. Deci Afton Robotics este corect. Ce face roboțelul vostru, Alexia, de fapt? Ce e capabil să facă? La începutul fiecărui an, FTC are câteva, să zic așa, task-uri care le trebuie să le urmărească robotul. Sarcini, și da, sarcini așa, care, da? pe care noi trebuie să le punem pentru robot. Adică fiecare an diferă ce face roboțelul. Și anul acesta aveam parte de autonomie care să meargă pe teren. Aici nu știu foarte multe pe parte de robot, de asta e un pic mai complicat să explic. Este un teren acolo, voi sunteți într-o alianță și robotul, evident că pe acel teren trebuie să se poată deplasa, da, e clar. Și în afară de asta, ce face? Trebuie să ia niște pucuri, de care am zis, discurile acelea hexagonale, și să le pună pe un panou în spate. Să le colecteze cumva, da. Sunt magnetice? Nu. Și sunt pe culori. Dacă pui de trei de aceeași culoare într-o anumită formă, poți să faci mozaic și atunci primești mai multe puncte. Și la un moment dat trebuie să arunci și o dronă, un avion de hârtie, la o anumită distanță, din nou, pentru punctaj, și după aceea roboțelul să se agațe, se ridice de la pământ. Destul de complicat. Are destule lucruri de făcut roboțelul. Bine, și pe partea de programare, cât va lua să puteți să-l faceți să facă toate aceste lucruri? Partea de programare de obicei nu termină niciodată, nici acum nu avem, și acum avem probleme cu el, pentru că am primit piese noi care trebuie să le implementăm, niște senzori care ne ajută să ne dăm seama unde se află robotul pe teren, doar că noi putem spune că am avut o autonomie cât de cât bună doar la regional, deci din noiembrie până în aprilie, până în februarie. Da, deci aveți un pic de lucru acum în următoarea perioadă. Bine, dragilor, dacă e să vă uitați în urmă, așa, cui îi sunteți cei mai recunoscători? Cine credeți că a contat cel mai mult și v-a ajutat cel mai mult pentru a ajunge în punctul în care sunteți acum? Care dintre voi răspunde? A zice că odată mentorii noștri, domnul Marius Muntean, a stat foarte mult cu băieții în laborator. Cred că mai ales în perioada înainte de regională, la noi a fost vacanță în județ, și băieții și domnul profesor au stat în laborator dimineața de vreme până târziu. Cred că Victor, care e cel programator, cred că efectiv trăia în laboratorul ăla, cât de mult stătea acolo, și la fel și Gabi. Nu știu, cred că mentorii noștri prima dată, pentru că ne-au ajutat pe parcurs. Victor și Marco, pentru că au venit cu ideea și au tras de profesor așa să îl putem fonda. Și de asemenea și sponsorii pe care avem. Adică nu avem voie să spunem nume de firme, nu v-am spus asta de la început, dar mi-a zis într-adevăr domnul profesor că, mai ales după ce au aflat hațeganii, firmele de acolo, de la voi din zonă, de reușita voastră, au fost bucuroși să se alăture și să vă ajute.
în privința asta. Câtă nevoie aveți de sponsori, de fapt, dragilor? Alexia, dacă vrei, poți să răspunzi totul la asta și foarte să mă ierți. Foarte mare, zice. Avem foarte multe idei. Noi nu numai pe partea de robot, că avem nevoie de multe piese, că al nostru, într-adevăr, ai multe piese împrumutate, piese vechi, probleme care se tot întâmplă pe parcurs, dar și partea asta de PR și de stand, fiecare echipă, la, mai ales am văzut la regională, noi am început cu o masă. Asta era standul nostru, o măsuță pe care scria Afton Robotics. Am mers la meeting-uri și am realizat că, au bannere. Ne-am făcut și noi bannere. Am ajuns la regională, aveam doar bannere, toate echipele aveau joculețe pe masă, doar nu doar două bannere în față, dar și unul mare în spate, aveau tot felul de diferite sticker-uri și modul de interacțiune. Revantec avea cadele pe care puteai să le iei de la ei de la stand și atunci am realizat, trebuie să faci și noi mai mult, pentru că și lucrurile astea până la urmă se punctează. Și când a venit juriul la noi la stand, simteau așa, m-am simțit puțin... așa, diferit, nu știu, era o echipă nouă, nu știam cât de elevat trebuie să facem lucrurile. Harambe Cartel avea mașină de popcorn la stand. A fost foarte interesant și atunci am zis că trebuie să creștem și noi partea asta. Și acum am reușit cât de cât să mai achiziționăm câteva lucruri pentru stand, dar deja avem emoții că la național o să fie și mai mult decât la regională și nu știm exact la ce să ne așteptăm. Acum, cu ce o să-i așteptați pe vizitatorii standului vostru? Că m-ai făcut curioasă. Ce bunătăți o să aveți sau ce o să aveți pregătit? Ce surprize acolo? Am principal sticăre și insigne și noi ne-am gândit cum jocul acesta este, tema echipei este după jocul Five Nights at Freddy's, le lăsăm posibilitatea de a se juca la standul nostru pe calculator. În principal asta e o idee pe care vreau să punem, să se poate juca jocul, că nu durează mai mult, cred că de 5 minute. Și de asemenea avem câte o surpriză. Nu vreau să dau multe idei, că nici celelalte echipe nu știu că facem treaba asta. Le-am cerut fiecare echipă care participă la națională să ne trimită o poză cu mascotă, ceva reprezentativ, un inside joke. Și am realizat ceva de mână, nu vreau să dau foarte multe idei, digital, pe care vrem să le prezentăm la echipele care au fost de acord să participe la treaba asta cu noi. Ce frumos! Bravo vouă, dragilor, așa a fost o bucurie, 40 de minute au trecut deja, 5 minute tot mai avem, 41, uite, mă corectează colegii, dar mai avem câteva minute totuși și a fost așa o mare bucurie să vă cunosc și să vă văd că sunteți atât de entuziaști și îmi dau seama că totuși lucrurile una peste alta vor merge spre bine. Să sperăm că ne vom mai trezi și noi și vom renunța la aceste conflicte, la războaie și că da, ne vom da mâna cumva să lucrăm împreună pentru binele tuturor, că este loc pe planeta asta pentru toată lumea. Roboței pot face munca noastră, de ce să nu fie, de exemplu, săptămâna cu doar 4 zile lucrătoare până joia, că am avut săptămâna lucrătoare cu de luni până duminică, zi lumină, practic, în vremea iubagilor, nu? După aceea, duminica a devenit zi liberă, apoi sâmbătă, acum de ce să nu, mai ales dacă avem așa ajutoare care pot face treaba fără să obosească, să-i doară mușchii, picioarele și așa mai departe. Poate că până la urmă viitorul poate fi și să sperăm că așa va fi, că va fi un viitor luminos și frumos și că vom avea înțelepciunea să programăm roboței astfel încât să ne fie de ajutor și toată lumea să aibă de câștigat și să trăiască o viață frumoasă și fericită. O să vă întreb și pe voi, deși sunteți foarte tineri, întreb întotdeauna participanții la emisiune pe final, care a fost cel mai greu moment din viața lor de până acum? Acum nu cred că în cazul vostru au fost cine știe ce întâmplări nefericite, pentru că sunteți abia la început de drum, nici n-a fost vreme să se întâmple cine știe ce, dar dacă e să vă uitați așa în urmă, care vi s-a părut că a fost cel mai mare obstacol al vieții voastre? Și întrebarea este pentru fiecare dintre voi. Andrei. Probabil examenul de clasa 8-a. A fost greu? Uite-te, mai ascult. Stresul a fost. Da, stresul mare. A fost stresul că da. Contează media, contează tot, trebuie să tragi, să înveți, să ajungi unde vrei. Toată lumea își dorea la Mate Info, își dorea la profil bun și atunci competiția era mare. La română și la matematică ai dat examen, nu-i așa? Care dintre discipline ți s-a părut mai dificil în ceea ce privește examenul și accederea în clasa 9? Pe partea mea, că mie îmi place mult matematica. Deci matematica totuși. Tot aia a fost cu probleme, doar că nu la fel de mari cum avem acum, pentru că materia este alta. Mai dificil. Trebuie să clasa învățăm altceva acum. Da. Așa, în cazul tău, Alexia? Pentru mine a fost foarte complicat anul trecut. Am participat la Olimpiada de Biologie și am mers așa, pentru că am zis că hai că poate mai am 10 la bio și plus că îmi plăcea foarte mult materia și am zis să încerc. Am mers cu febră,
când am dat etapa județeană, nu am crezut că o să ajung mai departe. Vă gândeam, sper că ceilalți din Hațic, sau mai aveam încă câțiva pe care cunoșteam din Deva, sper să meargă el la națională, sper să meargă el la națională. Și am ajuns eu să merg la națională și încă o fată din Deva, de la Decebal. Am făcut acest punctaj și atunci am intrat amândouă pe locul întâi. Ce punctaj ai avut? Spune-ne, te rugăm. Nu a fost așa mare, dar 77 de puncte. Trebuie să ai peste 70 ca să intri la național. Bravo, și am ajuns oricum. Primele două pe județ, nu ați fost voi? Da. Așa, și la faza națională cât de dificil a fost? Greu, mai dificil. Am fost tot așa la Iași, unde o să mergem și cu robotica. Și asta a fost cea mai frumoasă parte. Dar după când am realizat... Noi aveam două probe, una practică și una teoretică. Eu nu învățasem aproape nimic pentru partea practică, m-am focusat foarte mult pe teoretică și cu o zi înainte am învățat de am vrut doar partea aia de practică și cum se face, trebuie să știi cum se face secțiuni pe o musculiță, să-ți dai seama ce gene are, dacă are ochișorii roșii, dacă are galbeni. Este destul de complicat. Și când am ajuns acolo, și ne-a dat proba practică din teorie. A fost cea mai frumoasă zi din viața mea, cred că atunci, dar a fost foarte mai stresul și înainte de proba teoretică n-am putut să mănânc nimic. În timpul examenului mi-era foame și nu mă gândeam decât la mâncare. N-am reușit să-l termin subiectul. A fost un lucru foarte stresant pentru mine atunci. Și de când am trecut prin partea asta de olimpiadă, acum realizez că, de fapt, nu e așa de mare lucru pe care l-am făcut, în sensul că nu e așa de stresant și nu ar fi trebuit să te îngrijorezi atât de mult. Da. Da. Și acum că suntem și cu robotica, am reușit să mă calmez și să îmi dau seama cum să muncesc încât să fiu și eficientă. Și să-și gestionezi un pic emoțiile. Bine, dragilor, uite, ne-a expirat timpul, ne anunță colegii, dar tot vă mai întreb și am să vă rog să răspundeți scurt, să ne încadrăm cât de cât. Dragilor, unde găsim bucuria și entuziasmul când vine vorba de a face lucrurile bine, uite, așa cum zicea bunica ta? Și de a le face așa de bine încât să fim acolo sus, printre campioni, pe podium, dacă se poate. Cum să facem? Unde să găsim zi de zi? Că uite, avem febră într-o zi, nu ne este bine, nu reușim, avem prea mult de făcut, mai avem și alte discipline. Trage și la aia, și la aia, a fost și robotul, du-te și acolo, și acolo. Cum să facem să găsim totuși bucuria și să și reușim să ne îndeplinim visele noastre? Păi bucuria o primești prin drumul pe care îl pășești, prin care treci. Prieteniile care le legi, relațiile cu ceilalți din jur, tot ce ai adunat pe parcursul drumului. Și asta se vede și la noi în echipă, adică fiecare cum avem treaba noastră. Am văzut Cezara, care se ocupa mai mult pe partea de scris la caiet și pasionat atât de mult de română și de istorie și se vede lucrul ăsta când scrie și atât de bucuroasă când trebuie să scrie ceva legat de treaba asta. Sau fetele, Miruna și Anana, când pictează și au făcut steaguri foarte mari pentru competiție, se vede așa veselie pe chipul lor, că fac ceva ce le place pentru o competiție foarte importantă. Și atunci cred că pur și simplu partea asta de pasiune, când ești pasionat de ceva, nu cred că orice obstacol pe care l-ai poți să-l învingi prin dragostea pe care ai pentru acel subiect.